Majoritatea parlamentară nu a susținut inițiativa liberalilor privind utilizarea obligatorie a limbii române în Parlament. În același timp, deputații au votat în lectură finală un alt proiect de lege, cel al audiovizualului. Astfel, potrivit modificărilor, denumirile localităților din Republica Moldova vor apărea în mass media în funcție de limba de difuzare, în conformitate cu normele ortografice, morfologice și ortoiepice și sintactice ale limbii corespunzătoare.